Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Iată, în emisiunea din această seară, ne-am propus să realizăm o incursiune în psihologia elevului preșcolar. Știm foarte bine, știți și dumneavoastră, părinții, bunici, elevii au o programă de învățământ destul de încărcată, dar pe lângă această programă, tentațiile care există în viața noastră de zi cu zi sunt extrem de mari, în sensul că elevii sunt atrași de internet, de tabletă și de alte mijloace specifice, calculator, și desigur de multe ori mare parte din timp și îl petrec și îl dedică calculatorului și apoi într-un târziu unii dintre ei merg să-și facă temele. Pe de altă parte avem de-a face cu o programă de învățământ destul de încărcată. Copiii se trezesc dimineața la 7, își termină orele la ora 14, ajung acasă pe la ora 16 și iată, până mai mănâncă, se mai destind în familie și încep lecțiile abia la ora 18 și desigur de multe ori au nevoie de 2-3 ore, dacă nu 4, pentru a-și definitiva temele. Unii colegi din presa centrală vorbeau despre un program extrem de încărcat pe care l-au elevii și spuneau că de multe ori un elev lucrează mai mult decât un adult. Mă refer la elevii care sunt conștiincioși. Alții părinți și oameni de specialitate s-au confruntat și cu unele cazuri extreme în care unii elevi au căzut în partea cealaltă, în sensul că au avut probleme psihologice, părinții i-au stresat să învețe, să vină cu note numai de 8, 9 și 10 acasă și, desigur, copiii au avut probleme și deficiențe psihologice. Pe de altă parte, există această lehamite care se creează, având în vedere faptul că uneori învățământul nu este ancorat așa cum trebuie în realitățile pe care ulterior, după absolvirea liceului, le au tinerii în viața de zi cu zi. Pentru a vorbi despre aceste probleme, am invitat-o în studioul nostru pe prietena noastră, pot să-i spun așa, doamna lector, dr. Mariana Popa, în calitate de psiholog. Bine ați revenit pe platourile noastre de filmare, îmi place mie să zic așa, doamna lector, dr. Mariana Popa. Bine v-am găsit, vin cu mare plăcere la emisiunea dumneavoastră și simt că suntem compatibili în calitate de invitat și moderator. Avem experiențe comune, dumneavoastră ați fost tot timpul implicat în programul de predare-învățare al universității unde eu predau, Universitatea Vasile Goldiș, dar astăzi vom discuta despre vârste mai mici decât aceea a studenției. Vom discuta despre programul de învățare al copiilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și chiar din cel preșcolar. Și implicațiile psihologice. Și implicațiile psihologice ale acestui program. Foarte mulți părinți, majoritatea, spun fără exagerare, majoritatea părinților sunt în mod real preocupați de programul de învățare a copiilor lor. Dar nu toți părinții știu cum să asiste acest program, cum să îmbunătățească procesul de învățare școlară. Copilul nu este un automat în care, dacă baci, câteodată le spun studenților că așa cum psihicul nu poate fi studiat în mod direct, nici procesul de învățare implicit nu poate fi studiat în mod direct. Ar fi un experiment macabru să deschidem o fantă în calota copilului și să-i turnăm cunoștințele cu pâlnia. Foarte mulți părinți și-ar dori să știe copiilor din ce în ce mai mult, să iasă în față prin cumulul mare de cunoștințe pe care l-au, prin prestațiile pe care le-au, prin perfecțiunea pe care și-o doresc pentru copiilor. Dar copiii sunt unici, copiii nu seamănă unii cu alții. Deși programele școlare se adresează unei grupe de vârstă, adică există caracteristici de vârste comune, pentru că clasele școlare sunt alcătuite în funcție de vârsta cronologică a copiilor. Deci copiii sunt apropiați ca vârstă, dar sunt extrem de diferiți.
Ca și dezvoltare psihologică. Ca și dezvoltare psihologică, fizică, biologică, vârstă mentală. Vârsta mentală diferă de la un copil la altul. Există o vârstă afectivă, există o vârstă mentală, există o vârstă comportamentală, sociologică, și în acest lucru copiii diferă între ei. Vreau să vă supun atenției un exemplu despre care s-a discutat foarte mult, doamna lector, dr. Mariana Popa, referitor la limbajele folosite, desigur, în programele de învățământ, de instruire, de educare, pe care profesorii trebuie să le predea la clasă, desigur, pe categorii de vârstă, așa cum bine ați menționat dumneavoastră. Dar aceste limbaje de multe ori sunt abstractizate, copiii nu vizualizează și se creează o presiune psihologică atât asupra părinților care supervizează pregătirea copilului, pentru că nu au cunoștințele necesare să-i traducă sau și apoi asupra copilului. Culmea ei, constatăm că avem elevi extrem de deștepți care învață pe de rost, doamna profesoară Mariana Popa, dar unii, așa cum a spus, datorită dezvoltării lor graduale și diferențiate, pot să facă mai puțin față la această presiune psihologică, pentru că el nu vizualizează, nu vede. Deci sunt chestiuni pe care nu le percepe. Sunt unii care sunt dotați, așa cum a spus dumneavoastră, au capacitate de stocare și chiar pe un post național de televiziune în serile trecute am văzut o emisiune. Deci copiii noștri sunt puși să învețe aproape 80% pe de rost din ceea ce li se predă la școală. Ori în alte situații, după alte modele de învățământ, exemplele reale din viața practică și cu teoria se cumulează astfel încât copilul învață de la sine, fără să simtă acea presiune psihologică. Și atunci uneori intră în panică, alții au probleme psihologice, părinții pe de altă parte presează. Iată că acesta ar fi contextul. Care sunt observațiile dumneavoastră în calitate de specialist sau care ar fi soluțiile pentru a elibera conștiința copilului? Există așa teama aia, nu o să știu pe de rost anumite chestiuni, pentru că realmente dacă nu le învață pe de rost, nu poate să răspundă la oră. Ori ei nu lucrează cu informațiile, ei stochează, cum spuneți dumneavoastră, informațiile. Și aici cred că este una dintre probleme. Vă rog. Asta este un mare minus al programelor școlare, că sunt supraîncărcate și că stabilesc niște obiective operaționale, deci dăscălițele, învățătoarele, educatoarele, profesorii lucrează după niște scopuri și obiective operaționale. În fiecare plan de activitate stabilesc niște obiective, adică niște cerințe minimale de nivel mediu și de nivel superior pentru copii. Adică, într-un fel, aceste obiective se referă la performanțe de nivel mediu, superior și inferior. Dar ar trebui să ne gândim la faptul că învățământul de masă este unul, cum îmi place să spun, unul procustian. Învățătorilor și profesorilor le plac cel mai mult copiii obișnuiți, copiii de medie, media clasei. Cine le face probleme dascălilor? Păi copiii din eșantionul superior, deci copiii supradotați, sunt extrem de dificili ca și elevi. Și copiii care sunt cu cerințe educative speciale, adică sunt sub medie. Programa este a unui învățământ de masă, se adresează întregii clase, nu se adresează individului. Exact. Vorbim despre învățământ individualizat, deci dacă ai să întreb dascălii, ei au să-ți spună că fac un învățământ diferențiat pe grupe și un învățământ individualizat, deci pe elevi. Pentru cazurile speciale. Pentru fiecare elev în parte, deci desfășoară programe individuale pe discipline. Dar acest lucru, în fapt, nu se întâmplă. Se predă clasei așa ar trebui. Așteaptă, se dau cerințele. De la toți aceleași rezultate. Aceleași rezultate. Pe urmă, o altă, deci supraîncărcarea programei și nediferențierea elevilor, neindividualizarea sarcinilor de lucru ar fi o primă problemă psihologică, vă repet.
Nu este numai pedagogică, este psihologică, pentru că ea rănește imaginea de sine a elevului. Și se simt unii inferiori, le induce sentimentul de inferioritate, da, de eșec. Eșecul strâmbă caracterul unui copil, induce niște stări afective negative, deci repercursiunile psihologice ale eșecului școlar sau ale succesului școlar sunt pe termen lung. Și ce ar fi mai important? Procesul de învățare are două elemente. Deci învățarea unor cunoștințe, dar și învățarea unor comportamente, învățarea unor atitudini, însușirea unor convingeri, a unor norme morale. Deci partea de educație ar trebui să primeze în învățământul românesc. Se vorbește foarte mult despre acest lucru. Avem preluate fel și fel de modele. Am știut să preluăm școala Waldorf, școala Montessori, step by step-ul. Ne-am dat seama că învățământul românesc este unul prioritar teoretic, că este rupt de realitate. Că este prea puțin exemplificat. Nu mă refer acum, nu fac o critică a dascălilor. În condițiile în care programa are niște prevederi clare, formulate sub formă de scopuri de atins și de obiective de atins la fiecare activitate, dascălii încearcă să se lupte cu aceste programe. Da, și dați-mi voie să intervin aici și să aflu și telespectatorii noștri. Zilele trecute am stat de vorbă cu o doamnă învățătoare care se află în pensie la ora actuală și are o fetiță la școală și mi-a spus exact același lucru. Zice, domnule Zimmermann, a trebuit eu să învăț lecția. Cu greu am reușit să identific acel limbaj pentru ca să pot să explic fiicei mele sau nepoate, mai bine zis, pentru că gradul de dificultate la nivelul clasei, să zicem a 6-a sau a 7-a, era extrem de ermetic. Și îmi spunea că ea, ca și învățătoare cu experiență bogată în domeniu, întâmpină astfel de dificultăți. Am vrut să ilustrez ceea ce a spus dumneavoastră cu acest exemplu pentru ca să perceapă atât cadrele didactice cât și părinții că nu neapărat profesorii și educatorii sunt de vină. Am întâlnit profesoară de istorie care a făcut nenumărate referate, le-a trimis la Ministerul Educației în urmă cu câțiva ani, tocmai din cauza limbajului. Iar această diferențiere, țineți minte, eram elevi prin anii 70, profesoara de matematică sau de română făcea grupe. Ne studiam diferențiat, pentru că nu poți să-l pui pe un copil, să zicem, dacă e afon să cânte. Nu poți să-l pui pe un copil dacă nu are acel dat pentru matematică. Dar el nu înseamnă că e un prost, cum spuneți dumneavoastră, că în percepția cealaltă, păi ce notă ești, corigent, n-ai notă. Dar atunci, pe acele grupe, elevii primeau în mod diferențiat, la un anumit nivel, niște cunoștințe. Iar cei care, tu ca profesor poți să-ți dai seama, cei care vezi că performează într-un domeniu, atunci le cer mai mult și poți să lucrezi pentru că este dotat în acest sens. Nu poți să-i dai unui afon nota 2 și să-l lași corigent pentru că nu aude și nu știe notele muzicale. Este de-a dreptul hilar. Este cum nu se poate explica în cuvinte, de dură. Dar dându-i la fiecare elev, că fiecare are un dat, exact ce a spus dumneavoastră. Deci, din acest punct de vedere, cum se rezolvă problema? Spuneați de faptul că m-am implicat și eu, am predat la Goldiș. Pe tablă scriam ideile și fiecare le ilustram cu exemple, ca tot studentul să înțeleagă într-un limbaj comun, exact cum spuneți dumneavoastră. Iar sunt în învățământul preuniversitar cunoștințe care pot fi diferențiate. De ce nu sunt diferențiază, pentru că e o muncă titanică și pentru profesor. Nu numai, dar contravine programei. Și contravine programei. Exact. Programa specifică. La sfârșitul activității, elevii trebuie să știe, să cunoască, să opereze, să înțelegeți. Deci deja, de aceea spun că este învățământ procustian, pentru că copilul trebuie să fie într-un anumit fel.
conform programei. Ori copilul nu este conform programei. Programa ar trebui să fie conform abilităților, deprinderilor și nivelului copilului. Diferențiată, da. Din păcate, învățământul performant, pentru că noi mergem foarte mult, e foarte simplu, lucrurile de fapt sunt foarte simple. În momentul în care vom renunța la ideea de performanță în toate domeniile, vom renunța la ideea că copilul nostru trebuie să termine clasa întâia cu FB pe linie și vom recunoaște că copilul are una sau două calități, discipline la care este foarte bun exact, iar în rest face față celorlalte discipline. Ca atât, și cultura generală. Atât cât să treacă, sau la nivel mediu. Deci în momentul în care vom recunoaște că copiii nu pot fi foarte buni la toate disciplinele, învățământul de performanță de astăzi din România se va transforma într-un învățământ pozitivist, care merge pe talentele și pe aptitudinile copilului. Ceea ce se întâmplă în Occident, doamna profesoară. Ceea ce este în Occident. Avut un invitat, îmi place să-l menționez de fiecare dată, John Bilko, care a fost managerul construcției metroului din Los Angeles, din Statele Unite, și mi-a spus într-o emisiune că voi aveți un învățământ foarte stufos. Așa este. La noi se merge pe pragmatism, se pune accent pe calitățile omului, ce în Statele Unite nu este o rușine că ți-ai găsit nișa ta, că ești un strungar bun, că ești un profesor bun, că ești medic, fiecare își găsește datul lui. Deci nu poți să fie toată lumea, poate să fie inginer, doctor, muzician, pictor, strungar sau frezor. Fiecare își găsește în societate și acești elevi sunt identificați, cum spuneți dumneavoastră, și plasați pentru performanță, mergându-se de la calitățile native date de la bunul Dumnezeu. Da. Da. Ideea pe care o transmit și sunt fericită când pot să fac acest lucru, deci când am de-a face cu viitoare, cu studente care vor deveni învățătoare și educatoare, ideea pe care le-o transmit de fiecare dată este că ele trebuie să se schimbe ca mentalitate, trebuie să treacă printr-un proces de dezvoltare personală, trebuie să ajute schimbarea învățământului în România. În ce fel? Păi ele trebuie să fie foarte bine pregătite ca și psihologi. Învățătoarele, educatoarele, profesorii ar trebui să aibă pregătire psihologică. Și să învețe aproape din, tot atâta ca un psiholog. Din arta lui Peștaloțiu, care a fost un pedagog extraordinar. Da, și da. Nu oricine, bine ați precizat, da, cred că și la asta ați vrut să vă referiți, nu oricine poate să fie învățător, profesor sau educatoare. Da, sau da, educator, pentru că trebuie să ai acel dat, acel, să ai vocație, să ai, vocație, să ai acea frumusețe interioară care să știi să ți-o dozezi și să atragi și să captivezi atenția elevului. Da. Învățământul ar trebui, eu dau o șansă învățământului preuniversitar în etapa preșcolarității și a micii școlarități. Așa cum pornește copilul în grădiniță și în clasele 1-4, așa va merge el în tot procesul de învățământ. Sunt puține cazurile, excepțiile, în care un elev demotivat și slab la învățătură în primii ani a devenit un elev excepțional mai târziu. În general, așa cum pornesc copiii, așa vor merge în școală. De aceea, învățământul ar trebui să înceapă cu testarea psihologică, cu cunoașterea elevilor. Nu poți să ai pretenția să ai în fiecare, la fiecare clasă pregătitoare sau grupă mare din grădiniță câte un psiholog care să vină din afară și să-ți testeze copiii. Învățătoarele ar trebui să învățate identifice deja, să testeze copiii din punct de vedere psihopedagogic. Și o comunicare permanentă cu părinții până la da, urmă. Da. O altă latură pe care foarte bine ați atins-o este pregătirea, programul de pregătire al copilului din punct de vedere al familiei. Câteodată familia din prea mult sârg, din prea multă bunăvoință, din prea multă ambiție strică ceea ce s-a lucrat la școală. Deși am întâlnit foarte mulți copii, acum mă ocup de un copil cu dificultăți de învățare, learning disability, care spune că nu vrea să facă temele decât așa cum a spus doamna învățătoare. Deci învățătoarele învață pe copii la școală să facă o anumită metodologie. Da, deci să aplice o anumită metodologie. Învățătoarea este o persoană semnificativă din viața elevului. El se va...
se va adapta programului și indicațiilor date de învățătoare. De aceea învățătoarele trebuie înarmate și cu instrumente psihologice, cu cunoștințe de psihologie. Ele trebuie să știe că atenția distributivă este limitată, că volumul atenției este de 3 plus minus 2 obiecte, dacă vorbim de ce este în câmpul atenției, că memoria este de scurtă durată și lungă durată, deci trebuie să știm ce dăm copilului și cu ce intenție. Și atenția este oscilatorie, pentru că cum ar pulsa inima. Așa este. Deci nivelul de atenție și noi, ca adulți, este odată, deci te poți concentra, după aia există o pauză. Așa este. Deci este sinuoasă. Acest copil pe care acum... Percepția informației. Este. Acest copil, de exemplu, pe care acum l-am în terapie, a fost diagnosticat cu ADHD. Adică hipermotricitate, un copil deja cu probleme, cu probleme de adaptare, serioase probleme de adaptare. Până la urmă, în urma testărilor, mi-am dat seama că este un copil care nu își poate concentra atenția. Nu este un copil hipermotric, este un copil mai vioi, mai reactiv, dar nu este un copil cu probleme mari de adaptare la mediul școlar. Însă gândiți-vă, doamnelor educatoare, doamne învățătoare care predați la clasele 1-4, cât de greu este unui copil de 6, 7, 8 ani să stea nemișcat 50 de minute. Ceea ce nu este normal. Nu este normal. Trebuie să fie o lecție interactivă oarecum. Mișcați-i pe copil, chiar dacă aveți o activitate statică. Să nu vă fie greu să întrerupeți activitatea, să ridicați în picioare, să faceți câteva mișcări. Deschideți fereastra să le intre aer. Faceți câteva mișcări ale capului care să distragă atenția de la activitate, dar să încarce pentru următoarea etapă a activității. Mișcați-i de pe loc. Ei nu, sau oferiți-le un material care să-i țină atenția, să deci comparativ atenția. Cu ce exact. Este la lecție. Apoi, vreau să vă întreb de latura afectivă pe care ar trebui să o aibă educatorul, profesorul. Știți, când eram elev, atât de mult țineam la un profesor sau la o profesoară, era imposibil să mergi, stimați telespectator, și dumneavoastră vi s-a întâmplat, să mă duc eu la ora lui să nu-mi fac lecția. Atât de mult știa să ne transmită ceva din sufletul lui ca profesor, știa să ne explice prin asociere cu exemple și te captiva. Și atunci mergeai la oră cu zâmbetul pe buze, cu ochii luminați, erai captivat de ceea ce face profesorul. Despre acest lucru le-am vorbit ieri studenților. Deci iată, este extraordinar de important acest lucru. Ieri le-am vorbit despre acest lucru studentelor de la pedagogie. N-am discutat nimic. Da. Dar gândim asemănător. Asemănător, da. La Baia Mare am avut ore și am discutat această problemă, că de la ușă, atunci când intră o învățătoare, de la ușă acolo, în clasă, ea trebuie să intre cu o anumită dispoziție. Pentru că această dispoziție se transmite. Motivarea copiilor este esențială. Pe un copil, mai ales pe copiii de vârstă mică, deci copiii sunt extrem de receptivi la încurajare. Poți să-i duci până în culmile și succesului dacă îi motivezi. Și la starea ta psihologică, te simte. Da, deci copiii sunt empatici și simt starea pe care învățătoarea o are. Învățătoarea trebuie să intre zâmbind, trebuie să intre prietenoasă, nu dușmănoasă, nu exigentă. 10 recompense și o singură pedeapsă. Deci cam asta trebuie să fie proporția, atât pentru părinți, cât și pentru învățători. Păi, și atunci a venit o învățătoare și m-a întrebat, dar ce fac copilul meu? Am un copil unic acasă. E răsfățat. Ce fac? Cum îl educ dacă de 10 ori trebuie să-l recompensez și doar o dată să-l pedepsesc? Nu cumva ar trebui să fie părinții mai exigenți, mai... Nu. Părinții și dascălii trebuie să fie mari negociatori. Cu copilul se negociază. I se explică chiar și atunci când este pedepsit. Da, foarte frumos. Se explică de ce ești pedepsit. Se dă pedeapsă pe măsura vinei pe care o are. Nu că ai spart un pahar și nu te uiți 2 luni la televizor. Sau eu te-am făcut, eu te omor. Da, sunt expresiile consacrate. Sunt oameni care ajung în acest stadiu. Ce înseamnă eu te-am făcut, eu te omor? Înseamnă nu mai am niciun fel de argumente. Nu mai am niciun fel de soluții. Sunt dezarmat. Nu pot să-ți impun decât legea pumnului. Legea puterii. Eu sunt adultul și tu trebuie să te supui. Ori această relație nu va merge.
Trebuie deci, să există o permanentă comunicare, o permanentă negociere. O negociere și mai ales atunci când e vorba de teme, ceva de genul, haideți să vedem la materia asta, ce lecție ai avut. Uite, sunt atât de curios și eu să văd, că mi-amintesc și eu din copilărie și da, haideți să citim lecția. Deci există și această modalitate. Da. Ca să nu vorbim la modul general, deci noi să venim cu exemple. Da. Acest copil pe care l-am acum, deci întotdeauna ultimul exemplu îmi vine în minte. Îmi spune că s-au bătut 3 băieți în clasă și părinții au fost chemați după ore și au fost bine muștruluiți de către învățătoare. Total greșit. Deci, în primul rând, că 3 băieți s-au bătut într-o pauză în clasă este un fapt atât de minor, atât de obișnuit, atât de cotidian, încât învățătoarea care nu poate stăpâni un conflict izbucnit între 3 copii, între 3 băieți, plin de energie, plin de vitalitate, plin de așteptări unii față de ceilalți, nu? Pentru că colectivul de clasă este un colectiv al obișnuirii unii cu alții, al negocierilor. Între sistemul lor de valori. Sigur că și da. De percepție. Ambițiile lor, da. Percepțiile lor, motivațiile lor, educația lor, mediile familiale din care vin. Deci dacă nu pot stăpâni un conflict între 3 copii și chem pe părinți, înseamnă că ești dezarmat ca și dascăl. Deci nu ai instrumentele și necesare. Autoritatea. Autoritatea necesară. Cred că avea autoritatea, dar a fost mai comod să cheme părinții, să amplifice conflictul în loc să-l stingă. În momentul în care se extinde acasă, până la urmă, doamna profesoară, da. Mariana, nu? În al doilea rând, părinții au fost chemați, dar eu, în calitate de părinte, aș fi întrebat de ce nu ați rezolvat problema. Deci de ce a fost nevoie să fie chemați și muștruliți părinții? Păi nu părinții supravegheau copiii în timpul programului școlar, ci învățătoarea. În afară de acest lucru, orice conflict amplificat în care sunt implicați și părinții, deci orice conflict va plana, se va complica. Învățătoarea trebuie, în caz de conflicte, învățătoarea sau educatoarea trebuie să ia măsuri pe loc, să fie măsuri echidistante, adică toți cei implicați în conflict vor avea aceeași pedeapsă, toți 3 trebuiau pedepsiți și apoi trebuia negociat. Până când va dura pedeapsa, cât de gravă va fi pedeapsa, de ce s-a produs acest lucru, această situație, cine este de vină, cum vor proceda. Și în viitor învățătoarea trebuia să lucreze ca acești copii să devină prieteni. Trebuie mers întotdeauna la cauze, dar pentru asta tu trebuie să știi psihologie, pentru că tu ai sancționat doar efectul, agresivitatea și violența școlară, dar trebuie să ne întrebăm de ce este copilul violent și agresiv, care sunt cauzele pentru care el vine încărcat negativ la școală, de ce este atât de nervos, de ce este atât de hiperactiv. S-au agitat, sau de ce este atât de letargic, atât de indiferent, de demotivat, apatic, de ce este atât de obosit. Deci uitați-vă dimineața, doamnelor educatoare și învățătoare, ieșiți puțin în curtea școlii sau la poarta școlii și uitați-vă puțin dimineața cum vin copiii, cum sunt ei descărcați și aruncați câteodată, împinși în curtea școlii, între 2 claxoane și 2 mașini și 2 părinți extraordinar de grăbiți și de tensionați. Copiii intră în clasă la fel de agitați. Vin dintr-un mediu, poate mai strigă după el mama sa, ți-ai luat caietul sau ți-ai luat echipamentul de sport. Să fii cu minte, da, să fii atent la ore. Poate nici nu mai au timp să-l atenționeze. Deci copiii vin extrem de stresați. Părinții sunt stresați, au joburi care îi solicită, pretențiile sunt foarte mari acum la locul de viață. Și imprevizibile, este grea. Da. Viața este grea și ei intră în școală. Învățătoarea sau educatoarea vine și ea cu încărcătura ei negativă. Și atunci se ciocnesc 2 forțe negative. Cea a copiilor care se amplifică, pentru că sunt mulți copii cu multe probleme, și cea a dăscăliței. În loc, acest cerc vicios trebuie rupt. Cine să-l rupă? Adultul, învățătoarea. Dacă tu, în calitate de dăscăliță, intri în clasă și asiguri o zonă de confort psihologic copiilor, vei putea munci.
Deci nu te mai strădui să torni foarte multe cunoștințe, străduiește-te să faci un echilibru între predare și educație. Fă-le copiilor educație, educă-i să fie liniștiți, echilibrați psihic, motivați, calzi, prietenoși între ei. Lucrurile acestea o să-mi spună dăscălițele și pe bune dreptate că lucrurile acestea nu se întâmplă spontan și nu se întâmplă atât de ușor pe cât de ușor le spun eu acum. Dar orice lucru are un început. Dacă ai motivație pentru profesiunea, două lucruri le-am spus studentelor ieri. Unu, dacă nu aveți vocație pentru această meserie, vi se va părea o viață întreagă o corvoadă. Va fi foarte greu. Mai bine lăsați-vă și duceți-vă să vă faceți coafeze. Într-o altă meserie, unde nu aveți de-a face cu atâtea probleme. Și doi, nu veți avea niciodată bani. Nu vă plângeți nici acum și nu vă veți plânge nici în viitor. N-aveți de ce vă plânge. Învățământul este plătit slab. Nu numai la noi, și în Occident. Eu am întrebat și în Olanda, am întrebat și în Germania și în Luxemburg. Cum sunt plătiți dascălii? Dascălii nu fac parte din cei plătiți foarte bine. Dar dacă îți place această meserie, ea poate fi o plăcere în fiecare zi. Pentru că energiile pozitive se transmit. Copiii te pot încărca prin frumusețea sufletului lor, prin naivitatea lor, prin istețimea lor, prin energia pe care o dă, prin neprihănirea pe care o au. Dar trebuie să fii un om atent. E atât de ușor dacă ai vocație. Trebuie să fii foarte atent la copii. De exemplu, cunosc caz în care o învățătoare se plângea în mod sistematic de unul dintre elevi. Că nu este, că nu-l poate aduna, că trebuie să treacă ora 10 până după corn și lapte, n-are ce discuta cu el. Și la o cunoaștere mai atentă a cazului s-a adeverit că copilul acesta venea flămând la școală. Deci el nu mânca dimineața, nu îi se dădea de mâncare. Atunci cum îl pui să facă matematică? Nu că intri cu ore grele, cu literatura, cu matematică. Dacă copilul are nevoi bazale, nevoia de hrană. Fizice. Nevoi fizice. Deci nu te poți adresa intelectului dacă copilul are nevoi biologice. Are atenția asupra stomacelului, cum s-ar zice. Da. Vreau să vă solicit, doamna lector dr. Mariana Popa, atenția referitoare la psihologia elevilor din clasele mai mari, de clasa 11-a, 12-a. Ce se întâmplă în acest mediu când, iată, apare prima dragoste, prima iubire, ei sunt captivați de internet, de filme, de jocuri și așa mai departe, și de multe ori asistăm la o lehamite, adică nu mai dau interes acești elevi față de materiile pe care ei le studiază în liceu. Deci ce se întâmplă în această zonă? De multe ori am asistat și eu, una învață în liceu, alta se întâmplă în realitatea asta noastră a economiei de piață și așa cum bine ați precizat și dumneavoastră, nu există o legătură, o adaptare a procesului de învățământ cu situațiile pe care ei le întâlnesc în viață și se produce în mintea lor așa un fel de conflict, un fel de dezinteres în ceea ce privește materiile pe care profesoarele se străduie să le predea. Pentru că programa este atât de încărcată și ruptă de empiric, de realități, este atât de încărcată și teoretică, profesorii se conformează. Aduc nivelul cerințelor la un grad extrem de înalt și extrem de demotivant. Tot ceea ce nu este legat de viața lor, de experiențele lor, de interesele, de motivațiile lor, adolescenții resping. Sunt și profesori buni, profesori cu vocație, care știu să adapteze materia la cerințele și nevoile elevilor, care vin în clasă și știu să fie persoane tonice, care încarcă pozitiv elevii, care sunt apropiați de elevi, care știu să transmită nu numai cunoștințe, dar știu să transmită modele de comportament.
pe acești profesori îi iubesc elevii. Aduceți-vă aminte cum ne-am ales facultatea la care ne-am dus sau specializarea, în funcție de cine ne-a predat în liceu. Și ne-a orientat oarecum. Cine ne-a orientat. Deci profesorul care a știut să te atragă, profesorul care a știut să se coboare la nivelul intereselor și motivațiilor tale, profesorul pe care l-ai simțit aproape din punct de vedere afectiv, l-ai simțit implicat. Ca un sistem de referință pentru tine, ca elev, adolescent. Și l-ai simțit onorabil, l-ai simțit impecabil, l-ai perceput. Ca și comportament, ai preluat acest model, ai urmat modelul lui. Chiar dacă circulă glumițe pe seama unor profesori exigenți, sau dacă profesorul este exigent, dar în același timp este corect, dacă simți că vrea binele elevilor, elevii îl acceptă. Ca și la copii. Acest lucru se întâmplă și la copii. Și se întâmplă nu numai în privința dascălor, și a părinților. Și concesiv în sensul bun al cuvântului. Da. Da. Nu tranșant, radical, exact, că atunci exact. Îl îndepărtezi de tine. Da, deci totuși... afectivul joacă un rol extrem de important. Că elevii au și alte preocupări, că elevii se îndrăgostesc la vârsta adolescenței, este firesc, este uman. Atunci este perioada când ei se îndrăgostesc pentru prima dată, când experimentează viața, când încearcă și descoperă lucruri. Sigur că întotdeauna încercările și experimentarea are și părți negative și părți pozitive. Important este ca elevul să nu iasă din, sau adolescentul, că acum vorbim despre el, să nu iasă din zona de confort. Undeva el trebuie să aibă o zonă de confort, fie în familie, fie la școală. Trebuie să aibă persoane cu care să se sfătuiască. Ar fi ideal, ar fi foarte bine ca unul dintre părinți să fie confidentul adolescentului sau o persoană adultă, bine intenționată, bine instruită, care poate fi un model pentru el să-i fie și confident. Este foarte bine atunci când ei pot spune ceea ce au pe suflet. Mai rău este atunci când nu pot spune și când aud la televizor și mă minunez, mă înfior când aud de cazuri de suicid sau de cazuri de depresie sau de cazuri de... Ale tinerilor. Sau cei care părăsesc domiciliu, părăsesc casa, familia și pleacă de pentru că... Da. Deci aici intrăm deja în sfera infracționalității, pentru că dacă aceste personalități care sunt adolescenții nu sunt gestionate, cum spuneți dumneavoastră, pot să cadă într-o altă extremă. Da, se refugiază în alcool, în tutun, droguri și așa mai departe, pentru că au o imagine falsă despre ei. Tocmai prin faptul că nu există această educație diferențiată în funcție și la fiecare elev, foarte bine ați precizat, doamna lector dr. Mariana Popa, această pregătire diferențiată și respect pentru fiecare personalitate în parte, pentru fiecare elev în parte. Poate unul este bun la fotbal, poate unul este bun la română, la matematică. Și atunci dacă există această, cum a spus dumneavoastră, pregătire la grămadă, să mă exprim într-un limbaj mai comun, normal că există și aceste depresii și cazuri extreme. Cei care au eșecuri sunt predispuși la nevroză sau la depresie. Deci atenție la la dozarea eșecului și succesului. Atenție la măsura cerințelor pe care le formulăm vis-a-vis de adolescenți. Adolescenții sunt extrem de vulnerabili. Ei nu sunt nici adulți, nu mai sunt nici copii. Sunt într-o perioadă de folcludere, adică întorc spatele familiei pentru că vor să fie ei înșiși. Nu mai vor să fie ca tata și ca mama, vor să fie ei înșiși și altfel, dacă se poate, decât mama și tata. Își caută propria identitate. Dar eu am... Perioada adolescenței este o perioadă de frământări, nu e o perioadă extrem de fericită. Unde să intervii dur Și dar eu am încredere în acești tineri, că își găsesc măsura, își găsesc echilibru. Foarte mulți dintre ei. Majoritatea lor. În ce condiții? În condițiile în care au, din nou vă spun, au în spate,
au pe cineva la care se pot duce și cu necazurile lor. Să se confeseze. Și cu eșecurile lor. Copilul trebuie să aibă curajul să vină să-ți spună și de prostiile pe care le-a făcut, și de eșecurile pe care le-a avut, și de decepțiile și neînțelegerile pe care le are. Iată, atenție, stimați telespectatori, părinți, bunici, profesori, educatori. Acestea sunt semnalele de alarmă pe care doamna lector dr. Mariana Popa le face înspre binele copiilor și pentru dezvoltarea armonioasă a personalităților, chiar și în condițiile actuale, când mai avem de lucru la reformă, la reforma în învățământul românesc. Dar câți sunt ca dumneavoastră, doamna dr. Mariana Popa? Câți oameni sunt pregătiți în domeniul acesta? Câți sunt ca dumneavoastră care înțeleg așa? Pentru că percepția este cu totul alta. Unii chiar la capitolul pedagogie, psihologie, sunt deficitari. Care ar fi soluțiile, doamna dr. Mariana Popa? Pentru că pierdem oameni de multe ori. Pierdem copii. Soluțiile ar fi cursuri de pregătire. Eu aproape m-aș oferi voluntar, adică mă ofer și voluntar. Pentru părinți și pentru... Pentru cursuri de dezvoltare personală. Educatori. Pentru educatori și învățătoare. Deci m-aș oferi pentru un astfel de curs. Așa cum țin cursul pentru studente, aș fi de acord să mă duc, că toată lumea acum aleargă după venituri, eu aș fi de acord să mă duc și în mod voluntar și neplătită să desfășor în interesul copiilor aceste cursuri. Dacă sunt școli doritoare să mă implice într-o astfel de activitate, mă declar deschisă pentru o astfel de activitate în interesul copiilor. Mi se rupe sufletul și am o mare compasiune pentru copiii neînțeleși acasă. Copiii care ajung cu părinții la terapeut sau la psiholog și care vin și spun... Ultima frontieră, da. Da, copilul are enurezis, copilul a început să se bâlbâie, copilul este extrem de agresiv, deci copiii au tot felul de semnale de alarmă, deci ei este un semnal de alarmă că sunt nefericiți, că undeva programul lor de viață s-a încărcat. Undeva este distorsionat. Li se cere prea mult sau prea puțin. Nu li se dă afectivitate decât soluții de rezolvare. Și comenzi, li se cere comenzi, reguli, norme. Îi vrem perfecți pe copiii noștri pentru că ne proiectăm propriile nerealizări asupra copiilor. Sau dorim ca tot ce n-am făcut noi să facă copiii noștri. Unii părinți și declară, le dau totul, eu le-am oferit totul. Au toate condițiile, numai afectivitate nu au, așa adăuga ei. Înțelegere nu au. De ce nu vrem să înțelegem că nimeni nu este perfect? Că trebuie să ne acceptăm, așa cum spune psihologia, cu bune, cu rele. Cognitiv-comportamentale, exact, cu bune, rele. Suntem imperfecți. Asta este natura umană. Dacă ajungem să ne acceptăm, îi acceptăm și pe ceilalți și acceptăm și viața cu bune, rele. Nu putem fi întotdeauna învingător. Trebuie să scoatem din vocabular verbul trebuie. Trebuie care este imperativ. Da, care este imperativ. Este imperios necesar. Da. Nu, aș dori să fac lucru. Aș dori să fie copilul meu primul pe școală. Dar dacă nu se va întâmpla acest lucru, mă pot împăca cu această situație. Important este ca relația mea cu copilul să rămână bună. Important este să rămână sănătos copilul meu. Din punct de vedere fizic, psihic și mental. Pentru că e foarte greu să-l recuperezi după ce are astfel de traume. Este dramatic. Este dramatic ce se întâmplă. Este Vorbim deci, de, reeducarea... Există expresia aceasta, aveți grijă să nu-i cereți prea mult, să nu treacă în partea aia alaltă. Da. În partea da. Aia alaltă, exact ce a spus dumneavoastră, da. A bolilor da. Psihice, a dereglărilor comportamentale. Nu? Pentru că până la urmă este greu după aceea să-și recâștige încrederea în el. Reeducarea e anevoioasă. E anevoioasă și lasă urme, să vă fie clar, orice traumă, orice șoc, când copilul este pus la mijloc, când adulții uită că el este o persoană care înregistrează, care prelucrează informația, care aude tot ce discutăm între noi. De ce discutăm despre copii de foarte multe ori ca și când n-ar fi de față? Deci adulții se ceartă între ei, fac scandal între ei sau îl
mediatizează pe copil și educația lui, dau vina unul pe altul pentru eșecurile copilului, cu copilul de față, ca și când n-ar fi acolo sau ca și când ar fi un obiect. Copilul este un subiect, e foarte simplu, regula numărul 1, atât pentru părinți cât și pentru dascăl, este respectă copilul. Este o persoană. Cum de altfel trebuie este să existe și între soți respect? Nu se așa poate este. Fără așa respect este. O relație, fără încredere, fără iubire. Dar iar discuțiile poți să ai nu trebuie iubire în, prezent, dacă nu în ai prezența respect. Copiilor. Aceste stări conflictuale. Discuțiile nu se fac în prezența copiilor, decât cele pe care îi privesc și când am căzut de acord. Întotdeauna mama și tata în fața copilului trebuie să afișeze unicitate în cerințe. Unitate de cerințe. Nu mama îl pedepsește, tatăl îl recompensează sau invers. Bunicii trebuie să se afilieze și ei la acest program. Doamnelor educatoare și învățătoare, pentru că am acest privilegiu de a fi față în față cu dumneavoastră prin intermediul televiziunii, nu mai încărcați copiii după amiază. Încercați, vă dau o soluție foarte simplă și îmi cer scuze dacă pare infantil. Deci eu am făcut acest lucru și vă ofer și dumneavoastră acest model. Faceți într-o după amiază temele pe care le-ați dat elevilor dumneavoastră și vedeți cam cum merge. Veți constata că le-ați dat prea mult, că ați implicat prea mult exercițiul mecanic, că exercițiile, temele pe care le-ați dat acasă nu fac decât să repete exercițiile din clasă, nu aduc nimic complex, nimic diferit și că învățarea mecanică este încă pe primul loc. Le cerem prea puțină creativitate, implicăm prea mult creativitatea copiilor, prea puțin creativitatea copiilor, implicăm prea mult memoria mecanică, învățăm poezia fără ca copilul să înțeleagă această poezie. Și nu pot să plec din emisiune fără să vă dau un exemplu care m-a făcut să mă lămuresc prin 1996 în Germania, la Osterode, unde am văzut o clasa a patra. Eram în inspecție la o clasă, deci ne-a primit învățătoarea la o clasa a patra, se preda limba și literatura germană, erau vreo 13 copii, deci efectiv mic, recunosc, în clasă, și ne-am așezat în ultima bancă să vedem cum își desfășoară învățătoarea ora. Și am fost extrem de uimiți la început și apoi aproape șocați. Unul dintre copii, deci copiii ascultau, dar unul dintre copii la un moment dat și-a scos niște căști, le-a pus pe urechi, deci era evident că nu mai ascultă lecția. Învățătoarea preda sub formă de scenariu, era vorba despre anotimpul toamna și aducea tot felul de materiale și era o scenetă care se juca despre toamnă, deci era extrem de expresivă și extrem de bine metodic desfășurată activitatea. Pe urmă, un alt copil la un moment dat s-a ridicat, a luat o minge din bancă și a plecat. Fără să-și ceară voie, fără să se... Deci era ceva normal. Un alt copil a scos un caiet de desen și a început să deseneze. Și inspectorul școlar cu care eram la această activitate a zis: ei, să vedeți, doamnă, ce le facem, ce îi facem acum învățătoare când analizăm lecția. Dar se poate așa ceva? Păi în România, învățământul românesc. Păi citire pe roluri, citire expresivă. Păi noi când facem o lecție de română. Și la sfârșit ne-am dus și am discutat cu învățătoarea și inspectorul l-a întrebat-o: doamnă, ce scop a avut activitatea dumneavoastră? Că unul desena, unul cânta și a zis: ei, ăla care desena este un mic pictor, a avut deja două expoziții în școală și are un profesor de desen care vine la el pentru că îi cultivăm această abilitate. El are acest talent de desenator, de pictor. Celălalt este un copil hiperactiv, pe el îl lăsăm să iasă din clasă ca să-și descarce energia, după care se reîntoarce și ascultă și el. Activitatea noastră este liberă, copiii nu sunt în aceeași clasă la disciplina aceasta. Unii sunt în clasa a patra, deci la nivelul vârstei cronologice, alții sunt mai în urmă, alții sunt mai în față, în funcție de abilitățile și de posibilitățile, posibilitățile fiecărui copil la această disciplină. Deci ei merg pe programe individuale de învățare. Și până la urmă, ca să o încolțesc, am întrebat-o și eu, și scopul final al activității? Copiii să plece acasă cu sentimentul succesului împlinit. Mare vorbă,
mare vorbă, la care m-am întâlnit, de foarte multe ori m-am gândit, văzând activități școlare, lucrând cu copii cu dizabilități de învățare, pentru că copiii ar trebui învățați în primul rând să învețe. Cum să învețe? Deci metacogniția de mai târziu. Cum să învețe? Care e tehnica învățării? Ori învățătoarele lasă la dispoziția lor. Chiar și poziția în bancă. Uitați-vă, 99% dintre copii au o poziție vicioasă în bancă. Dar învățătoarele n-au preocuparea de a-i îndruma, corecta. De a-i corecta și a-i îndruma. Copiii stângați sunt o problemă. Copiii cu hiperactiv, deci copiii mai mobili, mai sunt o problemă. Deci astea ar fi marile probleme ale procesului de educare în școală. Doamna lector, doctor Mariana Popa, cu siguranță dumneavoastră veți mai veni în emisiunile noastre. Ne-am propus acest lucru, stimați telespectatori, pentru conștientizare și pentru o modernitate în ceea ce privește pregătirea elevilor, a copiilor noștri până la urmă. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea, nu e așa, doamna doctor Mariana? Trebuie să ne pregătim și noi în permanență, să cunoaștem metodele pe care trebuie să le aplicăm într-o relație corectă cu copilul nostru sau, în speță, dacă vorbim de profesori educatori, cu elevii. Vă mulțumim din tot sufletul și sperăm să ne revedem peste o lună într-o altă emisiune pe această temă. Mulțumesc și eu pentru invitație. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție și cred că aceste informații vor fi de folos atât bunicilor, părinților, cât și cadrelor didactice. Rămâneți cu Nord Vest TV. La revedere!